Dragii mei ascultători, când ești pus în fața unei alegeri foarte importante, când cel rău vine cu o ofertă foarte atractivă să-ți prezinte anumite plăceri ale păcatului, plăceri de o clipă, când ofertele lumii în vitrinele acestui pământ vin să fie atât de strălucitoare, nu-ți pierde inima și nu alege cu ochii carnali, ci alege cu ochii spirituali. Pentru că din norul de martor se ridică Moise și spune: puteam să ajung fiul fiicelui faraon, puteam să ajung un împărat ilustru, puteam să ajung cu o reputație înaltă, am avut ocazia să am o cetățenie de tip egiptean, puteam să fiu omul cel mai bogat, puteam să am proprietăți, puteam să am terenuri, puteam să am bani, însă n-am uitat cine sunt. Am vrut mai bine să sufăr împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să mă bucur de plăcerile de o clipă ale păcatului. De ce? Pentru că am cuantificat ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât toate comorile Egiptului, pentru că totdeauna aveam ochii pironiți spre răsplătire. Nu m-am uitat înspre lucrurile temporare, nu m-am uitat înspre plăcerile de o clipă ale păcatului care pentru scurte secunde îmi dau satisfacție, euforie, extaz, dar într-un final mă duc pe drumul interzis, pe drumul care duce la iad. M-am așezat și am acceptat ocara lui Hristos. Am acceptat să fiu bajocorit pentru numele Domnului, pentru că am crezut că cea mai înaltă bogăție este să fiu cu Dumnezeu, este să fiu de partea Domnului, pentru că fiind pe pământ cu Domnul, voi ajunge în cer împreună cu El. M-am uitat nu la plata de pe pământ, nu la ceea ce poate să-mi ofere pământul, ci mi-am ațintit privirile, mi-am pironit ochii, nu mi-am luat de acolo, de la răsplătirile Domnului din viața eternă. Dragul meu, când cel rău vine cu foarte multe oferte, poate ești mai tânăr și Satan vine cu tot felul de posibilități, cu vitrinele lumii să te atragă, nu-ți pierde inima. Nu te uita spre păcat și nu-ți dori păcatul. Nu accepta pofta firii pământești și poftele acestea ale păcatului să fie frumoase și să fie derulate în viața ta. Nu! Uită-te spre Hristos, alege drumul crucii, alege-L pe Domnul și Domnul îți va da și pe pământ bucurie, îți va da o familie fericită. Vei fi binecuvântat ori pe ce vei pune mâna, Dumnezeu va da binecuvântare și mai mult decât toate, în viață veșnică vei fi răsplătit, pentru că n-ai ales păcatul, n-ai ales plăcerile de o clipă ale păcatului, ci l-ai ales pe Domnul, chiar dacă alegându-L pe El, ai fost uneori bajocorit, alteori ocărât, ironizat și pus într-o zonă de disconfort, dar Domnul a fost cu tine. Nu-ți pierde inima când trebuie să alegi de calitate. Alege-L pe Domnul Iisus, alege prezența Domnului și consideră-L pe Dumnezeu și comorile Lui ca fiind cele mai mari comori, mult, mult mai valoroase decât toate comorile pământului. Nu-ți pierde inima, crede-te.